Știm cu toții că eșecul este o parte a succesului, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. Dacă eșecul este atât de important, de ce nu vorbim despre el? Este eșecul cheia către succes? Putem avea succes fără să eșuăm? Vom afla de la invitații noștri cum transformăm eșecul într-o experiență a procesului de învățare și cum folosim inteligent eșecul pentru a genera succes în următoarele proiecte. Acum eu pot să definesc eșecul din punctul meu de vedere. Și am să spun că pentru mine eșecul reprezintă locul de unde mă ridic spre a merge spre succes. Ca să-ți fie teamă de eșec, trebuie întâi să pleci cu ideea că voi avea un eșec. Dacă eu nu am această idee, n-are cum să-mi fie teamă. Da? Mă întorc și spun că eșecul, adică depinde de felul în care îți gestionezi propriile așteptări. Dacă tu îți gabaritezi speranțele peste posibilitățile tale, pentru că fiecare persoană este un cumul de posibilități, atâta duce. Da? Sigur că va trăi drame și vor veni eșecuri colosale, dar teama de eșec nu ai. Când pornești într-o acțiune, nu trebuie să fie teamă de eșec, tu trebuie să fii, dar trebuie să te aștepți la un eșec. Dar nu o teamă, pentru că altfel nu ai mai începe nimic, nu ai mai încerca nimic. Nu, noi suntem datori să încercăm totul, absolut totul, dar, deci viața mea s-a desfășurat așa, în scopuri pe care puteam să le ating. Deci, știi cum să spun? Nu știu cum să spun. Dacă eu îmi propun acum să am 20 de ani, voi fi distrusă, că n-am să pot niciodată, da? Deci contează foarte mult ceea ce îți propun. Dacă îmi propun să am 1,80 m sau dacă îmi propun... Nu! Propune niște lucruri pentru care să muncești, să te mobilizezi, să te aduni și să fie tangibile. Și astfel, din pas cu pas, ajungi, dar traiectoria ta sau planurile tale trebuie să fie pe termen foarte lung. Noi nu putem să trăim de la o zi la alta, dar tot ceea ce facem trebuie să subordonăm unui scop pe care noi ni l-am propus. Și sigur, drumul ăsta uneori se închide, da? Dar ai unul în dreapta, mai unul în stânga, trebuie să găsești soluții. Pentru că asta este existența, o sumă de concesii și o sumedenie de soluții. Eșecul este, dacă vrei, cel mai bun profesor. Nu ne învață succesul, nu succesul ne modelează caracterul, nu succesul ne modelează personalitatea, ci eșecul. Pentru că, vezi, eșecul nu trebuie privit ca ceva negativ. Pentru că nu este, eșecul face parte din viața noastră, noi fără eșec n-am fi nimic. Eșec avem de când ne trezim până ne culcăm sub o formă sau alta. Mic, mare, conștientizat, neconștientizat, dar eșecul este cel care ne modelează, este cel mai important. Profesor, imaginează-ți așa, un elev merge la școală și nu știe lecția, da? Și profesorul poate să-i dea 4 sau 10, profesorul îi dă 4. A doua oară elevul muncește, învață și asta îl va ajuta în viața lui, sigur, simplist vorbind. E, imaginează-ți o viață fără eșec. Nu e posibil. Oamenilor li se pare rușinos să treacă printr-un eșec. Sunt oameni care, cărora li se pare, adică orice lipsă de perfecțiune în accepția lor, li se pare o rușine. Sunt oameni care nu recunosc depresia, li se pare o boală rușinoasă. Nu este adevărat, e o boală ca oricare alta. Eșecul face parte din noi, doar că oamenii vor să arate doar partea frumoasă a vieții, ori nu există. Pentru a exista o parte frumoasă, trebuie să existe o parte întunecată. Nu există lumină fără întuneric, nu există lumină fără umbră, nu există. Dar oamenii nu au teamă de a recunoaște lucrul ăsta. Nu, un eșec nu este o rușine, dimpotrivă. Un eșec este izbând. Deci, haideți să zicem așa, ce este succesul? Este capacitatea de a trece de la un eșec la altul fără a-ți pierde entuziasmul. Deci,
n-ai cum să trăiești dacă nu treci prin eșec și nimeni nu trăiește așa. Cred că este foarte important în viață să-ți propui obiective realiste. Sigur că probabil marile cuceriri sau marile se fac propunându-ți obiective mărețe, dar pentru asta trebuie să ai răbdarea de a aștepta, să zicem, toată viața ca să-ți împlinești visul. Dar consider că ceea ce determină în mod uzual eșecul este incapacitatea persoanei de a se auto-evalua, propunerea de țeluri peste puterile noastre și până la urmă proasta gestionare a realității și a capabilităților noastre. Numai căzând ai să te ridici. Dacă n-ai să cazi, imaginează-ți o viață fără eșec. E imposibil. Este ca și cum ai avea o viață numai cu zahăr. Nu poți să trăiești. N-ai cum. Deci nu ne putem lua. Dar, vezi, și aici depinde foarte mult de personalitatea fiecăruia și de cât de sincer și de cinstit este cu el însuși. Dacă din eșecurile tale, dacă din greșelile tale n-ai să înțelegi nimic și n-ai să înveți nimic, atunci ele vor continua la nesfârșit. Nu va veni succesul. Dar dacă... Pentru că aceasta este rolul eșecului, modelarea personalității noastre. Eșecul ne face să scoatem din noi tot ceea ce este mai bun, mai competitiv, cum să spun, toată partea noastră puternică. Dacă noi nu vom recunoaște că am greșit, nici nu ne vom îndrepta. Păi cum poți să definești succesul fără eșec? Eșecul este... esențial pentru succes, este indispensabil, este ziua și noaptea, este lumina și umbra, nu pot. Iar noi toți trecem prin eșecuri. Uite, îți dau un exemplu. Dorința femeilor de a fi foarte frumoase, de a fi perfecte, de a, mă rog, nu intrăm în amănunte, vine dintr-o frică de a nu avea, de a nu fi considerată un eșec. Ori toate aceste lucruri, dacă nu le discernem, ajung să ne modeleze într-un fel, să zic, parșiv personalitatea. Noi trebuie să recunoaștem eșecul ca o parte a existenței noastre. Așa cum trebuie să recunoaștem vârsta, așa cum trebuie să recunoaștem greșeala, așa cum trebuie să recunoaștem totul. Dacă mă întorc la crezul meu de bază, cel mai important este să fii sincer cu tine. Dacă ești sincer cu tine, restul lumii nu contează. Nu mi s-a întâmplat. Mă gândesc acum, cred că se poate, dar la ce ne-ar mai folosi? Un succes fără conștientizarea lui, care vine din eșecuri anterioare, nu ți-aduce nimic bun. Adică nici nu sesizezi că ai succes. Se poate, dar la ce ne-ar mai trebui, repet. Eu personal nu cred că am avut un succes fără eșec. Dar, cum să spun, eșec este și că dimineața trebuia să contactez o anumită persoană și n-am putut. Deci, dar puteam să renunț sau puteam să perseverez. Și atunci... faptul că n-am putut, am zis și mâine, și mâine, și mâine. Eu nu știu cum e să renunți. Nu pot să dau aici o definiție, pentru că pe mine viața nu m-a lăsat să renunț. N-am avut cum să renunț. Eu am considerat că trebuie să încerc absolut tot ce pot până în ultima clipă. Eșecul este pur și simplu ocazia de a încerca din nou, de data aceasta mai inteligent, spunea Henry Ford. Eșecul nu este distractiv, dar este o oportunitate de a învăța, de a reflecta și de a te regrupa. După ce eșuezi, contează ce lecții ai învățat și cât de repede treci la următoarea provocare. Când ai un mare eșec, te tăvălești pe jos o zi, două, trei, o săptămână, două, cât îți permite mediul înconjurător, ca să zic așa. După care te ridici și continui, pentru că
nu ai încotro, nu te lasă viața. Bine, sigur, poate că dacă ți-ai permite din multe puncte de vedere, ai putea să rămâi acolo jos. Dar să știi că nu e simplu să rămâi jos după un eșec. Trebuie să-ți permiți lucrul ăsta. Eu nu mi-am permis niciodată. Eu a trebuit să mă ridic și să iau de la capăt. De fiecare dată. Cum ați plânge de milă e un lux. A fi depresiv e un lux. Adică a fi depresiv și a nu te trata e un lux. Nu și-l permite oricine. În momentul în care trebuie să te ridici, că ai viața de gestionat, nu pot să, n-am ce să fac, trebuie să găsesc soluții. Și aceste soluții te face performant, aceste soluții te definesc ca persoană, îți definesc personalitatea, te face cine ești tu. Întotdeauna ne ridicăm singuri. Cine crede că va veni cineva să te ajute, sigur există ajutoare punctuale, sunt absolut de acord, dar ridicarea mea interioară este întotdeauna singură, pentru că în marele dureri ești întotdeauna singur. Oricât ar vrea ceilalți să empatizeze, oricât ar vrea ceilalți, n-au cum. Tu trebuie să treci prin ceea ce treci singur. Nu este rău, nu este negativ, nu este, cum să spun eu, nu e de plâns, nu e de speriat, nu. Este doar de înțeles. Trebuie să înțelegem că în afară de noi înșine nu există alt ajutor, pentru că, am mai vorbit, Dumnezeu este în interiorul nostru și nu în afară. Deci Dumnezeu când ne-a lăsat ne-a dăruit tot ce ne trebuie ca să putem să o luăm de fiecare dată de la capăt. Trebuie noi doar să găsim acest lucru noi. Dacă nu-l găsim, eșecul ne învață cam tot ce știm. Sigur, ne ajută și cărțile, dar experiența e eșecul. Experiența este viața de zi cu zi, care este o sumă de eșecuri și de succesuri. Asta este viața noastră. Deci eșecul ne învață totul. Repet, eșecul este mai important decât succesul. Ce-ar fi o viață numai cu lapte și miere? Cred că ți-ar face rău, ai face diabet. Deci omul trebuie să... Vezi, lupta asta, lupta, tot timpul ni se spune luptă, aproape că s-a golit de conținut ideea. Nu este neapărat o luptă, ci este și nici măcar capacitatea, este... Așa am fost lăsați, să o luăm într-una de la capă, nimic nu e veșnic. Viața. Viața cu tot ce are ea. Uneori bune, alteori rele, uneori ne explicăm, alteori nu ne explicăm, dar nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este venit din neant. Tot ce ni se întâmplă este rezultatul acțiunilor noastre și trebuie să înțelegem asta. Nimeni nu este vinovat pentru ce mi se întâmplă mie, nimeni decât eu. Sigur, în măsura în care lucrurile sunt generate de propria mea persoană. Dar și în situațiile care nu depind de noi, și în acele situații noi putem să avem comportamente diferite. Și în funcție de cum gestionăm situațiile acelea, și acelea pot deveni eșec sau succes. În orice criză există oportunitate, în orice război există câștigători. Deci asta este viața. În orice boală poți să-mi vini sau să pierd, dar până la urmă asta e viața. Noi nu venim aici nici cu un contract, nici să trăim veșnic, nici să... Venim aici să parcurgem o experiență, să ne asumăm acțiunile noastre și să ne îndeplinim rolul. Nu ne-a promis nimeni nimic, nici măcar n-am fost întrebați dacă vrem să venim sau nu. Suntem rezultatul acțiunilor altor persoane, iar acest rezultat, deci noi, ființa noastră, acest, trebuie să-l gestionăm noi. De aceea consider că, nu știu cum să spun, să pară mai blând, că am dreptul să-mi gestionez propria mea viață și am dreptul să-mi stabilesc propriul meu sfârșit.
Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale, pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să ne atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.